Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe preasfințitul părinte Iustin în scaunul vacant de episcop al Maramureșului și Sătmarului cu 36 de voturi din 43 valide exprimate. Decizia a fost luată în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurată astăzi la reședința patriarhală sub președinția patriarhului Daniel. Întronizarea noului episcop va avea loc pe 27 decembrie. În prag de sărbători, corul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsește a Județului Maramureș a pornit la Colindat. I-au poposit astăzi la instituția prefectului și la Consiliul Județean, unde alături de corurile colegilor din Ministerul Afacerilor Interne i-au Colindat pe angajații celor două instituții. Tot astăzi, doi ofițeri ai Centrului Operațional Isu Maramureș au făcut o faptă bună și au donat sânge pentru o persoană cu probleme de sănătate. Pe 18 decembrie la Vișeu de Sus va avea loc Festivalul Național de Colinde și Obiceiuri de Iarnă Veniți creștini la Viflaim. Manifestările debutează la ora 12 30 de minute cu parada măștilor și costumelor tradiționale de iarnă. Vor participa ansambluri folclorice și grupuri de colindători din județele Alba, Mureș, Cluj, Suceava, Bistrița Năsăud și Maramureș.